lucrăm pentru comunitatea noastră, repet, suntem 100.000 de suflete în Mioveni și zona Mioveni și cred că merităm un spital modern, merităm pentru noi și copiii noștri și pentru cei care sunt în tranzit, cei care sunt în Argeș, să avem un act medical așa cum ne dorim fiecare. Asta e zona de UPU, unde sunt 6 paturi. Unele cazuri sunt mai grave, mai dificile. Avem o cameră separată, destinată pentru reanimare. De multe ori în sănătate nu ai a doua șansă. Consider că aparatura, specialitățile care le vom avea, pentru unii dintre noi mai avem și a doua șansă. E o sală mixtă, deci se poate face investigația și operația. Ce filmați dumneavoastră acum este pentru investigație, iar dincolo masa de operație. În alte spitale sălile sunt separate, aici e o sală mixtă. La fel, pereții cu ion de argint. Dar l-am proiectat de așa natură încât respectarea circuitelor medicale să respecte în totalitate. Dacă ați observat că în spital să merge numai înainte și trebuie să ocolești în secție respectivă, să faci tot circuitul pentru a veni la punctul de unde ai plecat, ca să eliminăm discuțiile cu circuitele medicale, cu Sanepidul, cu alte instituții ale statului. Pătuțele pentru copii, incubatoarele, să văd, da? La fel să monitorizați de către asistentă. Ca o noutate, spitalul în care ne aflăm are 17.800 de metri pătrați față de 1.300 cât avea cel vechi. Este conceput de așa natură, ferestrele, geamurile nu se deschid, oxigenul se prepară în stația proprie a spitalului, iar aerul din cameră se evacuează pentru un sistem de ventilație. El este pansonat la 9,5 grade scala Richter și se diferă față de spitalul actual și alte spitale prin urgență, spre exemplu, care este concepută să descarce la cod roșu 4 ambulanțe odată. Personalul vine de acasă fără niciun echipament, aici îmbracă echipamentul de muncă, nu au voie să iasă din incinta clădirii cu echipamentul sau cu papucii pentru nu a intra în contact cu microbii, cu solul și a duce în secțiile respective. Toate etajele sunt securizate, aici suntem în accesul de recepție al pacienților care vin pe picioare la spitalul de la Mioveni. Este triajul, de aici vor fi preluați, vor fi urcați cu liptul. Sperăm ca nici la vizitele care au loc la pacienți să facem o sală jos în care pacienții să coboare. Ne dorim ca să nu intre în contact aparținătorul cu secția respectivă, pentru că unii dintre noi putem fi bolnavi, avea gripă și să mergem în secția respectivă să contaminăm. Acesta este un salon de paturi, la standarde care se cere acum al Uniunii Europene, dotat cu monitoare de funcție vitale, cu injectomate pentru monitorizare. Pătuțurile se ridică de la un capăt, nu sunt fixe, deci se pot ridica. Fiecare pătuț are câte un monitor de funcție vitale care este monitorizat de la camera de asistente, unde au acolo un sistem pentru toate pătuțurile care sunt aici, pentru zona aceasta de ATI. În 2010, când guvernul de la vremea respectivă, PDL, a hotărât închiderea spitalului de la Mioveni, ca și alte spitale din țară, pe considerentul că este un spital foarte mic și este un spital care nu mai corespunde din punct de vedere al normelor sanitare. Atunci, împreună cu membrii Consiliului Local, am luat hotărârea să începem un spital. Am ajuns la 2016, în toamnă am semnat contractul, în primăvara 2017 am predat amplasamentul,
o asociere de firme, două din România, una din Italia, care nimeni nu a crezut că se va realiza efectiv în 30 de luni. S-au lucrat efectiv la spital. Aici sunt 8 paturi. Bunul sunt diferite față de celelalte paturi din spital, de salon obișnuit, acestea sunt de ATI. Aici sunt saltele care se umflă, sunt total diferite. Tot cu sistem monitorizare funcții vitale, tot cu oxigen, CO2, gaze, vacuum. Și cu TVA-ul cu tot. Așa a fost licitația, 68 de milioane de euro la cheie. Însemnând de la papuci și pat, tot ce vedeți dumneavoastră, inclusiv partea exterioară, deci mobilier, aparatură medicală, aparatură medicală, consumabile pentru început, instalațiile, întregul proiect. În CCT-ul, tot așa cu camera medicului, angiograful. Estimăm, după calculele noastre, ca în primăvara anului 2020 el să funcționeze la capacitate cu toate secțiile și ne dorim, repet, să avem medici profesioniști, ne dorim ca și actualii medici, care sunt și personalul care este la spitalul actual și vor fi transferați în spitalul nou, să își schimbe mentalitatea și să se adapteze la condițiile noi de muncă și la tehnologia care am adus-o, pentru că noi toți ne dorim un alt tip de act medical, ne dorim un tip de act medical occidental și sper să pășească cu dreptul și oamenii să vadă o schimbare la 180 de grade față de secțiile care le pot compara, care le-am avut în spitalul vechi și care vor funcționa în spitalul nou. Sunt sigur că se va face această schimbare.